ai cu fetele. Fetelor, sincer, mie mi s-a făcut de un vals. Dar un vals, un vals. Invitații noștri de astăzi, pentru că alături de noi au venit nimeni alta decât Paula Selling. Bine v-am găsit, și Ovi, dragilor. Bine, tare mult. Felicitări pentru emisiune. Mulțumim. Felicitări, Paula, unde m-ai adus? Numai fete aici. Știu, deci cred că nu-ți place deloc. Aici vreau să rămân vreo oră, dacă se poate. Vă rog frumos. Rezolvăm, rezolvăm. Paula, ne-ați pregătit o piesă excelentă, mie îmi place la nebunie, pe care o să și urmărim în scurt timp, o să vedem videoclipul în premieră. În premieră la voi, păi nu venim noi cu premiere. Da, Ovi are un proiect foarte special pe care vi-l va prezenta ceva mai târziu. Noi am venit la pachet pentru că întotdeauna ne susținem unul pe celălalt. Noi eu am venit să-l aplaud venit și, împreună, da, și el să vadă videoclipul, că nu cred că l-a văzut încă. Nu, dar am felicitat-o, Adina. O să-l vezi în premieră la noi. Nu, am văzut, am văzut reclamă de pe Insta ieri, nu? Și foarte mi-a plăcut audio. Da. Nu, nu, eu îl necăjesc întotdeauna pe Ovi, că suntem prieteni de o viață și îmi place foarte mult să glumim. Am rezistat doi ani. Rezistat atâția ani, n-are încotro acum. Dar spune-ne despre clip unde l-ai filmat. Cum videoclipul este filmat la Iași, în două locații deosebite, la Biblioteca Națională din Iași, Gheorghe Asachi, ce este votată de către marele public ca numărul 1 în lume, ca frumusețe, și la Palatul Culturii din Iași. Am ales aceste două locuri de filmare pentru că se potrivesc extraordinar de bine aerului atât de diafan al piesei. Este vorba despre valsul Dulcea și Tandra mea fiară din filmul cu același nume. Un film un picuț mai vechi, dar acest vals este etern pentru că este scris de maestrul Eugen Doga. Maestrul ce mi-a încredințat acest cântec, iar o artistă scriitoare, poetă, basarabeancă, a scris versurile, Vica Demici, și iată vă oferim o variantă orchestrată de Sandu Gorgos. Este un foarte mare artist cu care eu rezonez. În ultima perioadă am lucrat mai multe piese cu el și cred că am senzația că știe mai bine decât mine ce-mi doresc, astfel încât veți vedea întregul clip și întreaga lucrare are așa o stare aparte de visare, exact așa cum îmi place mie. Mie mi se pare un tablou întreaga scenă de acolo, pentru că am văzut videoclipul și este senzațional și tu cum arăți și lumina care pică pe tine. Eu sunt foarte curioasă. Hai să vedem. Dar știi cine a făcut clipul? Cine l-a făcut? Soțul meu. Sunt foarte mândră. Hai să și urmărim. 12 points. Here we go. Very nice. 20 points. Felicitări, felicitări. Wow. Mie mi se pare că Paula nu o să mai îmbătrânească niciodată. Da, și exact la asta mă gândeam și eu. Este schimbată. Doar eu azi. Nu știu ce ai făcut în lockdown și în pandemie, dar ești foarte bine și ești prea drăguță. Și piesa este foarte frumoasă. Și apropo de faptul că sunteți împreună astăzi la noi în platou, e clar că prietenia voastră a trecut testul timpului, dar oare va trece și testul întrebărilor noastre de astăzi? Dar mai avem până acolo. Voiam să... Nu, să nu vă speriați. Nu, voiam doar să vă întreb care este secretul. Secretul este încredere foarte mare. Înseamnă o prietenie, cum să spun, pe care am câștigat-o în timp, ne-am dat seama că simțim la fel, că familiile noastre se simt bine împreună, că, de exemplu, e foarte amuzant că noi doi suntem artiștii și soțul meu și soția lui sunt ultra tehnici și să-i vezi cum mergem, dacă mai mergem prin vizită pe la ei, noi stăm și povestim despre atât, ei doi meșteresc, dau cu ciocan, pun chestii prin... Ce vrea să spună că, în mod normal, ar fi trebuit să fie invers, ei doi să fie împreună și ne ducem. Deci, că așa tot completat. Da, și îți dai seama, e foarte tare, pentru că dacă ar fi într-un cuplu doi ca noi, cred că n-ar face. Așa e foarte bine că este o completare. De exemplu, soțul meu, eu nu știu să pun prize, nu știu, el știe să facă de toate, el găsește soluții la orice și eu sunt o norocoasă că l-am alături. Și atunci, noi în relația noastră de prietenie ne respectăm foarte mult.
avem așa o, tot timpul glumim, tot timpul găsim motive să ne tachinăm și cred că ăsta o fi. Și faptul că ne respectăm mult profesional. Eu îl consider unul dintre cei mai mari muzicieni ce s-au întors din țară și da, am văzut asta și prima oară când l-am întâlnit și eram la Cerbul de Aur, el concura, nu știu ce, adică într-un fel e bine că a concurat, dar oricum era... El e, nu la mai e de concurat, nivel. Știi? Adică nu, nu că e bătrân sau ceva. Thank you. Și pur și simplu este foarte bun profesionist. Adică dacă îl pui să-ți cânte, îți cântă până mâine dimineață, orice, oricum și în orice fel. Și nu te saturi. Nu te saturi pentru că are o voce specială. Treci pe la caserie. Mai vreau. Am zis mai devreme că vreau să stau o oră. Vreau să stau două ore. Da, și asta vă spuneam, că este foarte bun profesionist și atunci respectul pe care ne-l purtăm reciproc cred că ne-a ajutat și să facem proiecte frumoase și să fim prieteni cât mai mult timp. Eu abia aștept să văd care e următorul vostru proiect împreună. Cu siguranță mai urmează ceva, dar vreau să vă întreb, v-ați gândit vreodată să schimbați stilul muzical, să abordați și un alt stil? Noi, și dacă doi, da, care sau, noi doi împreună sau separat? Și împreună și separat. Separat. Păi eu am venit cu un proiect în care abordez ceva nou, chiar astăzi o să și vedeți, se numește Pop Folkloric. Care este alături de frații Cazanoi, sunt extrem de talentați, sunt niște maestri ai folclorului românesc. Paula poate să vă confirme pentru că și da, ea și a colaborat de foarte multe ori cu cântăm. Ei. Pentru mine este un proiect nou pentru că abordez muzica pop, pop folclorică, da, și am atras pe ei în acest proiect, o să și vedeți, o să vorbiți cu ei un pic. Deci eu mi-am călcat un pic așa pe curaj și am făcut și altceva decât știu să fac de obicei. Împreună, nu știu, putem să spunem, avem un proiect foarte interesant. Este legat, iată, mai lăudat, lasă-mă să și vorbesc. No. E un proiect cumva a venit din inițiativa EBU, adică Mama Televiziunilor Naționale, pentru vară-toamnă. O să scriem o piesă împreună, o să avem un clip, o să fim iarăși cumva în atenția publicul de Eurovision din Europa și altfel avem și alte proiecte frumoase. Eu aș vrea să scot un album cu ea, dar pandemia ne-a oprit. Noi am făcut anul trecut 10 ani de când ne-am cunoscut. 2010-2020 și mi-am dorit așa foarte e. mult și să sper să nu rămână doar o dorință, să și scoatem un album împreună care să sărbătorească această prietenie muzicală și nu numai. Vă așteptăm aici cu melodia. Cu drag. La fete, obligatorie. Fără număr. Da. Ce vreau să vă spun este că colegul ăsta al meu aici de față a reușit să scoate și o altă latură a vocii mele, pentru că voi știți foarte bine că Playing with Fire nu este un gen de piesă pe care eu să-l abordez sau nu l-am abordat până când nu am constatat că se poate la propunerea lui. Și practic el a avut o altă viziune și mi s-a potrivit foarte bine. Am încercat să găsesc și un numitor comun între stilul meu de dinainte să-l pun pe piesa respectivă și mi-a făcut perealbi că așa stresat am fost. Vă dați seama, aveam un pasaj unde trebuia să cânt până la Mi 3 în perioada respectivă și eram super stresată dacă o să iasă, dacă nu o să iasă. În fine, până la urmă a ieșit, slavă Domnului. Și în 2014, la fel, a abordat alt stil, mult mai club, mai așa, cu Miracle. Deci, de fiecare dată când noi colaborăm, el se întâmplă ceva nou. Se întâmplă ceva nou, da, și cumva așa stârnește dorința de a face și alte lucruri. Are o vorbă, o colegă de-a mea, bagă băț un gard, în gard, așa. Am vrut să o pun în situații cât mai dificile, dar nu mi-a ieșit. Eu sunt curioasă dacă pandemia v-a pus pe voi în vreo situație dificilă. Pe cine nu? Că toți sunteți extrem de activi. Am încercat să ne mutăm în mediul virtual și chiar dacă au fost voci peste voci care au zis, vai, că aveți voi, că uite, ați făcut spectacole pe online. Online nu produce atâția bani decât în cazul în care ești o casă de producție și ai foarte multă muzică ce merge și ai milioane de subscriber și așa. Sunt acești băieți care au găsit soluția și vorbesc, au tot felul de show-uri care au prezintă destul de mult interes, influencer și așa mai departe, care au. Însă, din punct de vedere muzical, că noi asta vrem, să cântăm. Nu ne interesează neapărat să stăm să vorbim sau să... Da, toată lumea are... Da,
abilitate, nu toată lumea are. Da, și... noi ne exprimăm mai bine prin muzică. Ei bine, e un pic mai greu perioada aceasta și chiar făceam mișto mai devreme că dacă nu se întâmplă ceva pozitiv, cred că ne apucăm, nu știu, să vindem cireșe pe drum. Sunt meserii multe frumoase. Dar știu că s-a întâmplat ceva pozitiv. Ați înregistrat un concert special. Mulțumesc, iată cine știe. Da, și revenind acum la online, am tot încercat, am lansat clipul ăsta, am făcut spectacole, chiar anul trecut în plină pandemie am făcut un spectacol întreg din curte și l-am transmis pe Facebook, a fost foarte emoționant, pentru că nu știam ce va fi și cu lacrimi în ochi am cântat-o concertul. E, anul acesta am avut ocazia să lucrez la acest concert cu Orchestra Operei Naționale din Iași și cu mari profesioniști, cu maestrul Ambroză, cu care am înregistrat un concert de Paști cap-coadă ce va fi difuzat pe un post național și a fost atât de frumos pentru că am avut timp să savurăm, n-a fost doar un concert care a venit și a plecat. Am repetat, a fost sala goală, dar are și asta frumusețea, sau perioada asta are frumusețea ei. Ne-am sfătuit cum ar fi mai bine și din punct de vedere muzical ne-a ieșit super. Abia aștept să vă ofer acest proiect. Abia așteptăm să-l vedem. Va fi și difuzat, dar va fi și pe canalul meu de YouTube, unde de altfel veți găsi și clipul piesei Vals și în premieră veți mai găsi o piesă foarte dragă mie. Este coloana sonoră din filmul Lista lui Schindler, pe care am refăcut-o, se numește I Won't Light a Candle. Este pentru prima oară când am cântat-o pe scena operei de la Iași și a ieșit zguduitor. Adică eu când am ascultat-o am plâns, sincer. Așa că vă invit să ascultați. Apropo de proiecte, ce nu știe ea este că sunt în punctul acum de a lansa o piesă nouă, doar sub numele Ovi, și e o piesă pe care am scris-o împreună. Muzical, se numește Stai, foarte frumoasă, ea nici nu știe, tot la premieră la voi, la fete aici. Cum se numește? Stai. Și este o baladă superbă. E o colaborare pe partea muzicală de producție cu Șerban Cazan la Production și... O vei lansa tot la noi. Evident. Și știți ce mai avem noi împreună? Starea asta ne susținem și la interviurile internaționale de câte ori am fost în promovare afară. Eu de fel, poate nu par, dar sunt un tip destul de emotiv. Nu se vede. Ha, da. Păi e Paul aici și ia dar toate emoțiile. Dar avem acest ping-pong între noi și această prietenie care s-a clădit în acești 10 ani și ne dă o stare de confort fiind unul lângă celălalt. Lăsăm deoparte, evident, respectul muzical de care vorbeam mai devreme, Paul. Știi când s-a trecut un prag foarte, foarte important în prietenia noastră? Yes. Când am stabilit că e ok și am chiar mers mai departe cu asta, i-am dat din vița noastră lui. Da, corect, am în curte acum la Corban. Ce crezi că zic acum? Uite, așa faceți strugurile vița aia. Păi data viitoare vița nobilă. Vița de la noi din curte. Asta, da, am văzut, Paula, că tu ești foarte pasionată de grădinărit. Grădinărit, copăcei. Îmi place să mă scol dimineața, să stau cu picioarele în iarbă. Am 3 câini care mai nou nu mă mai lasă să studiez, că vor ei să iasă în evidență, să-mi ia fața și încep să cânte. Nu știu dacă ați văzut filmările cu ei. Poate le-am data văzut viitoare. Pe Instagram. Doamne, și când atâta trebuie să fac. Și încep, oi, de capul meu și cântă. Cătei, și cântă Cătei. Sami, nu? Mai cântă? Sami, Luna și Calisi. Am zis că este suna fabulă. Sami, Luna și Calisi. Poți să scrii piesă pentru un text. Eu sunt curioasă apropo de cântat, dar apropo de Eurovision totuși, ce părere aveți de alegerea anului acesta? Avem șanse să câștigăm Eurovision anul acesta? Dacă îmi permiteți, am să preiau eu cuvântul pentru că e motiv și... Da. Eu știu cum a fost când eram noi pe scenă și așteptam să intrăm și știu cât de important este să susținem. Au fost voci care și-au dat cu părerea. Este piesa României, o susținem, îi urăm lui Roxanne mult succes. Știu Așa. Că și în sufletul ei și-ar fi dorit foarte mult ca anul trecut să se întâmple concursul. N-a fost să fie, acum se întâmplă, acum, se în întâmplă mai, acum în mai și îi urăm succes și îi dorim
Și nu uitați că... Să fac o figură frumoasă. Absolut. Și nu uitați că, apropo de întrebarea ta, dacă am fi știut formula perfectă a unei piese care să câștige Eurovision, o făceam noi de 5 ori până acum. Oricum, noi ne delectăm nu doar cu muzica voastră, ci și cu rețetele Paulei, pentru că pe Instagram, eu fiind și eu o fană înrăită a rețetelor delicioase, te urmăresc și pe tine și văd ce faci acolo. Mulțumesc! Și eu te urmăresc pe tine. Mulțumesc! Asta, că să ne facem reclamă așa una zile. Da. Când mai găsești timp și pentru... Păi în pandemia a fost fără număr. Mi se fărbuie. Da. Nu, chiar multe dintre ele au fost filmate chiar în perioada de lockdown, când stăteam acasă, ce să facem, mai scriem o piesă, mai studiem, mai facem o gamă, mai nu știu ce, hai să vedem ce facem. Păi să filmăm niște rețete, pentru că Radu, soțul meu, era foarte încântat de cum gătesc produse vegane. Și pentru că am încercat să găsesc gusturi similare unor preparate tradiționale, numai vegane. Și ziceam, mă, dar asta e foarte tare, pentru că, uite, putem să arătăm oamenilor că a fi vegan nu este nici lipsit de gust și nu e nici scump. Și confirm, exact. De câte ori am fost în vizită, iartă-mă, am degustat și eu din produsele... Care a fost cel mai bun preparat? Mie îmi place, în general, să mănânc și picant, iar știu că voi faceți și de chestii de-asta mai picante. Am făcut tot felul de amestecuri de legume. Și ixele de amarant, de semințe de amarant, care se masă de paște în vegan. Păi am făcut, acum vă ofer cea mai recentă... Da, salată de broccoli. Cea mai recentă chestie pe care am făcut-o este chiar drob. Drob vegan, de ciuperci, cu linte și cu verdețuri, evident. Și o să vă arăt și salata de băf vegană, care este senzațională. Bravo, Cate, astăzi mai vorbiți. Să veniți să le lansați tot aici. Eu zic să facem schimb de rețete într-o mică pauză, dar revenim pentru...